Am constatat, din păcate, că incidența bolilor autoimune este în creștere. Dar ce sunt aceste boli autoimune și care sunt posibilele cauze ale creșterii incidenței acestor boli? Stăm de vorbă astăzi cu doamna dr. Cristina Pavel, medic de familie, cu competențe în apifitoterapie și acupunctură și încercăm să aflăm ce sunt aceste boli autoimune și dacă produsele apicole sunt recomandate pacienților care se confruntă cu aceste boli. Dar înainte de toate, ce sunt bolile autoimune? Bună ziua! Mă bucur să fiu în dialog cu dumneavoastră. Bolile autoimune, din păcate, sunt o problemă destul de mare pentru medicina contemporană și din ce în ce mai multe boli care înainte erau considerate ca având un alt mecanism de producere, ajung să fie astăzi încadrate în această categorie. Sunt niște boli care se caracterizează ca și mecanism de producere prin apariția unor anticorpi, niște substanțe în interiorul corpului nostru care ajung să agreseze propriile structuri și produc neajunsuri care sunt observabile cu ochiul liber. Dacă acum mai mulți ani la capitolul boli autoimune erau încadrate preponderent bolile care afectează articulațiile, țesutul conjunctiv, ceea ce întâlnim în reumatologie, boli precum poliartrita reumatoidă, spondilita anchilopoietică, sclerodermia, lupus eritematos și bolile conexe din această categorie. Astăzi, termenul de autoimun s-a constatat că se suprapune și peste boli cum ar fi diabetul, da? Deci inclusiv unele forme de diabet pot să aibă acest mecanism de producere. Aceste boli pot să afecteze țesuturile organismului din cap până în picioare, adică pot afecta organele hormonodependente, tiroida, da? Sunt așa numitele tiroidite, pot afecta sistemul nervos, boli precum mielite, care sunt inflamații la nivelul sistemului nervos, scleroza multiplă, o boală destul de urâtă și multe alte boli. De exemplu, la nivelul aparatului digestiv avem boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică. Sunt boli care se caracterizează prin inflamație. Da? Deci ce vedem noi la acești pacienți este că zona afectată se înroșește, e mai caldă, doare pielea, de exemplu, dacă avem lupus, are un aspect foarte iritat și aceste boli necesită tratament cronic, uneori toată viața, răspunsul pacienților este variabil, medicația pe care ei trebuie să o ia pe lungă durată are niște efecte secundare, induce și ea alte neajunsuri, așa că pacienții sunt o grupă mare de suferinți. Noi știm că organismul nostru produce niște anticorpi care atacă, de exemplu, virusurile care pătrund în corpul nostru și în acest fel noi ne putem vindeca. De exemplu, facem o gripă, organismul nostru produce anticorpi, luptă și poate să elimine acel virus gripal. Înțeleg că în cazul acestor boli autoimune, organismul nostru o ia razna, adică produce niște anticorpi care atacă propriile noastre organe, articulații. Da, e corect ce ați spus. Practic, în bolile autoimune, organismul nu-și mai recunoaște propriile structuri. Își atacă țesuturile nobile, considerând că este un agresor.
Studiindu-se de ce pot să apară aceste boli, s-a constatat că ar trebui să fie un cumul de factori ca să se declanșeze la o persoană așa ceva. Și anume, pot să fie niște agenți infecțioși, că sunt virusuri, că sunt bacterii, un focar mic de infecție în corp, la care se suprapune o sensibilitate digestivă, pentru că și la nivel digestiv, dacă noi intrăm în contact cu niște microbi, dacă avem sistemul imun de la nivel digestiv puternic, atunci se neutralizează acele bacterii. Dar dacă există o perturbare la nivelul microbiotei intestinale, dacă există alergii, iarăși, dacă există niște sensibilități ale organismului, dacă există niște dezechilibre hormonale, totul pe un fond genetic predispus, atunci acest cumul de factori poate să încline balanța și să ne confruntăm cu o problemă de genul acesta. Deci digestia este foarte importantă, sănătatea sistemului digestiv, înțeleg. Da. Și aceasta poate să fie o explicație a faptului că incidența bolilor autoimune crește? Faptul că noi stăm din ce în ce mai prost cu digestia, pentru că din ce în ce mai mulți oameni se plâng de probleme cu sistemul digestiv? Sigur că da. În ce privește digestia, aici sunt mai multe lucruri. De exemplu, dacă alimentele nu sunt bune, tot ce introducem în corp, dacă acea capacitate de digestie este perturbată, atunci în corp pătrund substanțe care acționează ca niște toxine. Deci nu sunt produși final de digestie, pot să treacă, dacă există o așa numită permeabilitate crescută a intestinului, pot să treacă substanțe parțial digerate și să ne trezim, de exemplu, cu un psoriazis. Acest mecanism de producere a psoriazisului s-a descoperit pe parcurs și se consideră că digestia este un factor cheie pentru sănătatea noastră imunitară, a sistemului imun. Și faptul că alimentele pe care le consumăm sunt din ce în ce mai procesate, mâncăm din ce în ce mai nesănătos, cu foarte mult zahăr, sare și așa mai departe, poate să fie o cauză a acestor boli imune, nu? Sigur, și la fel contaminanții din mediu, că sunt metale grele, că sunt diversi poluanți care pot să acționeze ca niște alergeni, da? Toate acestea contribuie în final la apariția unei boli care poate să fie chiar din această categorie. Și nu s-a constatat vreo diferență între bărbați, femei? Există și diferențe în sensul că anumite boli apar mai frecvent la femei. Dintre bolile autoimune, de exemplu, scleroza multiplă se consideră că ar fi mai frecventă la femei, în timp ce spondilita anchilopoietică ar fi mai frecventă la bărbați. Aici trebuie să ținem cont și de un anumit profil hormonal și de o anumită sensibilitate psihoemoțională, pentru că și acest factor de rezistență scăzută la stres poate să contribuie și el. Dacă noi când trecem printr-o situație stresantă nu reușim să facem față, adică dăm o importanță mult mai mare la o anumită situație, ne lăsăm perturbați, atunci acest factor emoțional, psihomental, poate și el să contribuie în final la apariția acelei boli. Așadar și stresul din ce în ce mai mare sau poate mai bine spus grijile din ce în ce mai multe pe care ni le facem noi înșine, felul în care nu mai reușim să facem față la situațiile cu care ne confruntăm, pot să ne provoace aceste afecțiuni. Sigur, în medicina modernă există niște capitole așa numite de psihosomatică, în care s-au descris niște corelații între un anumit gen de stres, un anumit gen de emoție și apariția anumitor boli. Însă lucrurile acestea sunt mult mai bine descrise în medicina alternativă, mai ales în medicina străveche, extrem orientală, medicina chineză, în medicina indiană. Acolo sunt date niște corelații precise. Un anumit gen de emoție negativă îți îmbolnăvește un anumit
organ. De exemplu? De exemplu, lumea știe că bolnavii de ficat sunt foarte nervoși și iritați și aici este un cerc vicios. Pe de o parte și boala te face să fii așa, dar pe de altă parte furia, mânia, irascibilitatea îmbolnăvesc ficatul. Asta spune medicina tradițională chineză. Stările de frică pot să-ți îmbolnăvească rinichiul, îți slăbesc rinichiul. De exemplu, știți că poți să faci pipi pe tine dacă ești într-un stres intens. Dacă ți-e foarte frică. Da. În medicina indiană sunt descrise puțin altfel. Acolo se spune că stările acestea de furie, de supărare, de iritabilitate pot să conducă la inflamații, la manifestări care seamănă cu un foc care arde. De altfel, analogiile acestea cu ce se întâmplă în natură și ce se întâmplă în corpul nostru ne fac să înțelegem foarte bine cum se manifestă acest gen de boli și ne pot ajuta să alegem un tratament adecvat, să încercăm să combatem acele manifestări așa cum sunt ele. Adică atunci când noi vrem să ne îmbunătățim starea de sănătate, trebuie să fim atenți și la ceea ce trăim, la ceea ce simțim, la sentimentele și gândurile noastre, să ne controlăm și comportamentul. Desigur, ar fi ideal dacă vrem să scăpăm dintr-o boală, dintr-o situație care este cronică și greu de controlat, trebuie să ne modificăm stilul de viață, pornind de la felul în care reacționăm, ce facem în fiecare zi, ce mâncăm, cu cine și cum relaționăm, împreună cu medicamentele, tot ce avem de luat, trebuie să le reevaluăm pe toate, trebuie să ne reevaluăm viața, de fapt, ca să ne îmbunătățim starea. Așadar, trebuie să facem curățenie în viața noastră, tot așa cum facem în casa noastră, trebuie să fim atenți să avem și corpul curat și pe dinăuntru și pe din afară și să facem curățenie și în sufletul și în mintea noastră. Dar ca să revenim la aceste boli autoimune despre care ne-am propus să vorbim astăzi, înțelegem că digestia, o bună digestie și stresul, o bună gestionare a stresului sunt esențiale. Și care ar fi recomandările pentru cei care deja au început să se confrunte cu asemenea boli autoimune? Există niște recomandări valabile în general. Având în vedere acest mecanism de producere de anticorpi contra structurilor proprii, și de manifestări de inflamație. O recomandare, de exemplu, simplă și esențială ar fi consumul suficient de apă, de lichide. Deci, calitatea alimentelor, a hranii pe care le consumăm, este foarte importantă. Din acest punct de vedere, pentru că ne referim la produsele apicole, pot să spun că din tot ce putem noi să consumăm ca și alimente în zilele noastre, mierea, polenul, păstura, sunt printre cele mai sănătoase și mai bune produse pe care le putem adăuga în alimentație ca să ne menținem sănătatea și să ne o recăpătăm. Și trebuie cei care nu au avut până la un moment dat obiceiuri sănătoase să renunțe la băuturile carbogazoase, la zahăr, dacă s-ar putea de redus complet, de eliminat, și înlocuit cu miere. Și la miere, iarăși, atenție foarte mare, pentru că mierea este în topul alimentelor contrafăcute. Ori de câte ori vine cineva, câte un pacient la mine, mă întreabă de unde să își ia miere. Pentru că sunt și aici, sunt multe metode de falsificare, deci trebuie o miere de calitate. Da, și să nu fie de fapt un sirop de zahăr. Trebuie să fii atent de unde achiziționezi mierea ca să fie într-adevăr o miere cu analizele la zi, cu toate certificările necesare. Pentru că altfel, până la urmă, poți să crezi că începi să ai un obicei bun, dar tu de fapt să-ți faci rău sănătății tale. Deci trebuie să fii foarte atent la alegerile pe care le faci. Dar să înțelegem că oamenii
evoluează, se informează și aleg o miere sănătoasă, o miere de calitate. Cum poate mierea să-i ajute? Mierea poate să-i ajute prin mai multe lucruri. În primul rând, este un suport energetic extraordinar. De exemplu, dacă unui asemenea pacient îi se recomandă la începutul terapiei o reevaluare a dietei, adică încercăm să scoatem ce lucrurile care erau nesănătoase până atunci și persoanei respective este foame, mai bine consumă miere, da? Pentru că e un aliment și plăcut, hrănitor, energizant și ține de foame. E foarte sățioasă. Da, e foarte sățioasă și nici nu trebuie să consume foarte mult. Și mai adăugăm ce considerăm noi că e necesar. Niște sucuri de fructe, de legume, v-am zis apă, extracte de plante, ceaiuri, diverse combinații, pentru că la fiecare în parte le dăm rețete diferite. Și pe lângă miere adăugăm și celelalte produse apicole. Fie incorporăm în miere polen, păstură, lăptișor de matcă, fie le administrăm separat. Știam că mierea este foarte bună și pentru digestie și ajută digestia. Tocmai de aceea vă întrebam cum poate mierea să ajute în cazul acestor bolnavi. Dar știam că și noi pur și simplu putem să luăm o linguriță de miere cu apă după masă și ne face foarte bine întregului sistem digestiv. Eu personal am încercat seara să iau un pahar de apă cu o linguriță de miere și pur și simplu m-am simțit mult mai bine. Sigur, procedeul acesta de a lua o linguriță cu miere fie seara, fie dimineața, ajută la reglarea tranzitului intestinal, de exemplu. Deci e o recomandare foarte bună pentru cei care au probleme cu constipația. Beneficiile sunt mult mai mari depinzând de tipul de miere pe care o folosim. Da? Deci persoanele acestea care se stresează și care pot să facă mai ușor boli autoimune ar putea să ia o miere sedativă, o miere de tei, o miere polifloră, în timp ce persoanele care sunt foarte slabe, vor să se îngrașe și au nevoie de mai mult dulce, pot să folosească mierea de salcăm, care e și mai plăcută și mai aromată. Dar persoanele care vor să slăbească? La persoanele care vor să slăbească, în primul rând ar trebui mierea să o ia după masă și eu le-aș recomanda mierea de mană, care nu e atât de dulce, dar în schimb e foarte remineralizantă, are un gust ceva mai tare. Așadar, mierea este recomandată pentru o bună digestie, dar, bineînțeles, are și multe alte beneficii. Spuneați că este recomandată și pentru un bun tranzit intestinal, dar această rețetă simplă de apă cu o linguriță de miere ajută cumva și în cazul persoanelor care se balonează? Poate dacă îi adăugăm un pic de o plantă aromatică care conține uleiuri volatile sau o picătură de, eu știu, ulei volatil de chimen. În general, da, chimenul este o plantă cunoscută și ușor de folosit, dar se practică amestecurile. Deci, mierea este un extraordinar de bun excipient. Deci, putem să facem un amestec de plante în care să, la rețeta pe care ne-o prescrie medicul, ca să fie mai ușor de administrat, adăugăm miere și o luăm cu lingurița. Și în felul acesta ar fi ca și cum noi mâncăm un desert și de fapt ne administrăm tratamentul. Deci dacă medicul ne prescrie un tratament din plante medicinale, noi putem efectiv acele plante pisate să le luăm înglobate în miere și atunci am găsit deja o soluție foarte plăcută și ușor de administrat. Da, mierea este un extraordinar de bun excipient. Asta de pe vremea indienilor, că ei au descris și niște modalități de utilizare a mierii mai puțin cunoscute în zilele noastre, cum ar fi clizmele cu miere. Și ei au multe rețete în care incorporează mierea și o folosesc ca
un foarte bun excipient care ajută ingredientele din acel produs să se ducă exact unde are nevoie organismul. Deci mierea ajută la absorpție. Sigur, la absorpție și crește eficiența remediului. În general, această modalitate de administrare se recomandă la persoanele care au nevoie de nutrienți, la persoanele care sunt stresate, care sunt așa mai malnutrite, mai trec printr-o perioadă mai grea, nici n-au timp să mănânce, atunci e foarte binevenit modalitatea de administrare în miere. Înțeleg așadar că mierea poate fi un foarte mare ajutor în prevenția multor boli. Dar în cazul persoanelor care deja se confruntă cu afecțiuni autoimune, este recomandată și în ce măsură? De exemplu, persoanele care au poliartrită reumatoidă. În aceste boli autoimune, părerea mea este că o cheie ca să rezolvi așa o problemă este să realizezi un fel de curățare care să meargă inclusiv la nivelul sistemului limfatic. Și atunci trebuie să modifici alimentația, trebuie să scoți alimentele cu potențial alergizant. Pacientul poate să-și facă chiar test de alergie ca să știe ce trebuie să elimine. În general, se scot într-o primă fază alimentele care sunt destul de consistente, cu aport proteic, caloric foarte bogat și lași, practic, organismul într-un gen de post indus. Deci, postul, așa cum e el înțeles tradițional în țara noastră, nu are numai o valoare spirituală, are și o valoare pentru sănătate. Corpul nostru are niște mecanisme prin care el își reglează reacțiile biochimice dacă îl supunem la post. Deci, dacă reacțiile biochimice tind să o ia razna, atunci noi putem să resetăm acel defect, punând organismul într-o condiție de stres controlat, cum este un post. Recomandat sub supraveghere să nu-i depășească posibilitatea persoanei respective, nu dăm la cineva care e foarte slab și anemic, îi dăm ceva mai ușor. Dar la o persoană care deja este corpulentă și își dorește și ea și să slăbească și are acest gen de probleme, atunci o să fie fericită să își modifice dieta și să țină un post la început. Da? Cât timp ar trebui ținut un post ca să vezi aceste efecte de care vorbiți? Timpul este variabil, depinde foarte mult și de capacitatea persoanei respective de a-și înfruna voința, pentru că înseamnă să îți modifici alimentația. Clar, nu oricine poate să facă asta. Unii oameni sunt și pe un tratament medicamentos destul de serios și atunci la fiecare în parte trebuie să le adaptăm. Dar, de exemplu, o cură ceva mai drastică putem recomanda la început pentru una-două săptămâni. Dacă e, de exemplu, eu știu, o cură de sucuri sau de suc de legume, de suc de fructe sau un regim cu cereale sau să bea apă mai multă, cam intervalul acesta ar fi bun, deci una-două săptămâni la început, în care se elimină anumite alimente, se merge pe moderație, pe restricție în general. Vorbesc de o linie așa, o linie generală, nu cazuri particulare, că la fiecare în parte, văzând ce probleme are, îi dăm niște nuanțări la recomandările astea. Și îi începem să-i introducem produsele apicole, care sunt o bază de alimentație sănătoasă, și remediile propriu-zise, care pot să fie, așa cum noi dăm în medicină alopată, dăm medicamente antiinflamatoare, putem să dăm plante cu proprietăți antiinflamatoare, antialergice, că există substanțe în plante, în uleiuri esențiale, substanțe care au potențial terapeutic.
Înțeleg că pentru aceste boli autoimune nu există un tratament care să le vindece, ci există doar un suport care poate fi adresat pacientului, adică o curățare a organismului, antiinflamatoare, fie că le ia sub formă de medicamente, de unguente, de tot felul de preparate din remedii naturale? Deci, lucrurile stau cam așa. Prin definiție, o boală autoimună în medicină înseamnă o boală cronică la care tratamentul trebuie luat tot restul vieții, cu ajustări din când în când. Aceste studii care s-au făcut și care au dus la crearea medicamentelor au fost studii clinice făcute pe pacienți care au luat acele medicamente. Pe partea cealaltă de medicină alternativă, din păcate, noi nu am beneficiat de studii clinice. Da, este o dispută veche aceasta între medicina alopată și medicina alternativă sau complementară, să-i spunem. Până la urmă, este vorba de o singură medicină și încerci să ajuți pacientul așa cum poți. Însă, într-adevăr, există pacienți în cazul cărora au fost rezultate notabile, dar au fost cazuri izolate, neputând să ai o standardizare, un protocol clar, atunci este de înțeles și cealaltă poziție. Da, acum dacă vrem să acționăm într-un mod înțelept, eu aș opta pentru modelul de a combina cele două tipuri de terapii, pentru că de ce să refuzăm ceva dacă avem posibilitatea să optăm pentru una sau pentru alta? În situații de urgență, în situații acute, când avem agravări, normal că nu o să stăm să-și facă efectul un tratament care trebuie să dea rezultate în timp. Însă, ca tratament de fond, ca să mai eliminăm din neajunsurile medicamentelor, de ce să nu folosim niște remedii naturale care sunt mult mai bine tolerate de organism? De altfel, combinația dintre cele două, să știți că funcționează mult mai bine. Da. Importantă este prevenția și apoi, imediat ce au apărut primele semne ale unei afecțiuni, să iei măsuri. Nu să stai să înduri până când afecțiunea agravează și corpul tău este mult mai slăbit și face față din ce în ce mai greu. În poliartrită se recomandă amestecul de produse de bază ale stupului, adică miere, polen, propolis, pentru conținutul lor de aminoacizi. Dacă există factor infecțios care poate să determine acutizări, adăugăm propolis în diferite forme. Putem să adăugăm extract alcoolic sau extras fără alcool sau extract uleios. Lăptișor de matcă. Lăptișorul de matcă este un extraordinar de bun regenerator și nu este doar un valoros remediu pentru fertilitate, așa cum se consideră mai cunoscut, ci lăptișorul de matcă poate să facă o resetare și a acestor mecanisme biochimice perturbate. Și este un supliment alimentar foarte, foarte bun. Și după aceea amestecuri de plante care se recomandă la fiecare persoană în parte, în funcție de ce boli mai are, da? Și tratament local. De exemplu, aplicații externe cu propolis sau cu venin de albine. Toate acestea având un rol antiinflamator, înțeleg. Pentru că în cazul acestor persoane, articulațiile sunt inflamate și dureroase. În același timp, în protocoalele acestea de tratament, în artrita reumatoidă, și în bolile autoimune în general, s-a constatat că un rol foarte bun de reglare a răspunsului imun și în același timp un fel de rol de dirijor în ceea ce face fiecare produs apicol, îl are veninul de albine. De ce? Pentru că acest venin de albine acționează la nivel de circulație. Și cum vă spuneam la început, unul din mecanismele de apariție este perturbarea
imunității. Și atunci, dacă noi acționăm la nivel de circulație, reglăm, ducem sânge, ducem limfă, o facem să nu fie stagnantă circulația limfatică, prin această circulație îmbunătățită, corpul poate să-și ducă și niște elemente, niște globule albe, da, care să neutralizeze agenții infecțioși, dacă există focare infecțioase, și să-și repare ce are de reparat. Pentru că corpul nostru are niște mecanisme de vindecare la nivel biochimic. Da? Noi când avem o rană, ea se poate cicatriza și spontan, nu trebuie neapărat, dacă e ceva minor, se nu îngrijim foarte mult. Da, deci există niște mecanisme interne de homeostazie în care perturbările care nu ajung la un anumit prag le repară corpul fără să ne dăm noi seama. Și le poate repara, înțeleg, chiar cu ajutorul acestor remedii naturale. Sigur, lucrul acesta poate că pare așa fantezist, dar oamenii care încep să consume produse apicole trec pe un alt nivel, ca și stare, ca și poftă de viață, ca și, eu știu, felul în care îți alegi tu după aceea alimentele, anturajul. Deci clar sunt niște modificări. Eu, de exemplu, am observat oameni care s-au lăsat de fumat pentru că există un anumit gen de incompatibilitate. Dacă încerci să iei miere cu polen și dacă încerci să mănânci ce mâncai înainte sau să fumezi, ți se face rău și nu te mai lasă corpul să mai bagi joc de el cum făceai înainte. Foarte interesant. Deci dacă începi să consumi produse apicole în mod regulat, corpul tău îți pretinde, îți cere să elimini obiceiurile nesănătoase. Lucrul acesta l-am observat la pacienții mei. Deci nu este scris nicăieri în cărți, dar eu pot să văd. Dacă pacientul vine după o lună și și-a luat tratamentul, are o altă stare, are o altă expresie a feței, deci este mult mai liniștit, mai relaxat. V-am spus, unii renunță la fumat, nu mai simt nevoia să mai fumeze, că fumatul de multe ori apare din cauza stresului, din cauza anturajului, că te iei după ce fac ceilalți. Ei, crește un anumit grad de autocontrol și atunci tu devii capabil să-ți alegi ce e mai bine pentru tine. Da, probabil că dacă mănânci sănătos și alegi acest dulce sănătos, te și liniștești cumva. Pentru că, așa cum spuneați, mulți fumează dintr-o neliniște, dintr-o stare de agitație continuă, nu mai știu ce să facă și atunci au nevoie de o țigară. Sigur. Dar liniștindu-se cu totul, au din ce în ce mai puțin nevoie să fumeze. În același timp, produsele apicole sunt mult mai mult. Trebuie încercat. Adevărul e că, din păcate, în România cred că se consumă mult mai puțin decât se consuma înainte de 1989. Aici este adevărat, da. Din păcate. Numai atunci când începi tu să folosești pentru tine și pentru familie, începi să-ți dai seama ce beneficii extraordinare sunt. Deci sunt printre alimentele cele mai curate și mai sănătoase pe care le avem. De polen se spune că este un super aliment și nu greșim, pentru că o cură cu polen, de exemplu, poate să ne ajute dacă avem o problemă cronică de ficat. Acolo e greu să ai vreun tratament, nu prea există. Există niște suplimente, tot așa. În schimb, polenul sau păstura sunt foarte ușor de asimilat. Deci, practic, îi livrezi organismului exact ce are nevoie și nivelul de energie, puterea organismului, starea, se îmbunătățesc pe zi ce trece. Și dacă ți-e foarte complicat să iei polen crud de la congelator și așa mai departe, poți să alegi un cocktail apicol, miere cu polen și este și simplu. De sigur. Consumat, iei lingurița, ai luat de fapt un supliment alimentar cu o biodisponibilitate extraordinară și ți-ai luat și doza de energie și de dulce. Da, acum toată lumea trăiește în viteză, nu mai are timp să stea, să mănânce pendelete și avem nevoie de aceste concentrate care să ne ajute. Dacă avem o activitate intelectuală sau
dacă avem o activitate fizică susținută, deci produsele acestea merg foarte bine la sportivi. Mierea cu polen în cantitate mai mare susține fibra musculară când depune efortul. Deci merge la diferite tipuri de activitate, merge și la diferite categorii de vârstă. Deci aici nu putem să vorbim că ar exista contraindicații. Există un anumit gen de intoleranțe digestive, alergii, dar un procent mai mic decât se teme lumea că ar fi alergic. Și aici depinde foarte mult de calitatea produsului apicol. Poate să fie o sensibilitate dacă materia primă din care a cules albina acel produs a fost tratată cu ceva. Deci, deși lucrul ăsta nu prea se întâmplă, pentru că albinele culeg din zonele cele mai curate. Deci ele sunt un fel de barometru al curățeniei mediului. E mai degrabă valabil ce m-am spus pentru extractele din plante. Deci dacă am luat și am făcut un remediu din niște plante care au fost stropite, niște culturi care nu au fost ecologice, atunci acele substanțe chimice pot să ne producă nouă alergii. Dar la produsele apicole, în primul rând că albina nu poate să culeagă. Deci albina, dacă e pe un lan de porumb modificat genetic sau care a fost tratat, stropit cu substanțe din acestea toxice, neonicotinoide, moare. Deci și fenomenul dispariției albinelor în zonele prea poluate și așa mai departe. Așadar, produsele apicole sunt foarte puțin problematice, să spunem așa, din punctul acesta de vedere, dacă sunt într-adevăr produse apicole și nu tot felul de produse falsificate. Dar așa încet, încet se mai curăță piața, este părerea mea, și rămân pe piață producătorii serioși care livrează produse de calitate până la urmă. Dar cei care doresc o siguranță mai mare pot să aleagă oricând produsele ecologice, fie că este vorba de produse apicole, fie că este vorba de produse extrase din plante. Pot să aleagă extrase din plante din culturi ecologice. Înțeleg prin urmare că toate aceste combinații și de apicole și de extrase din plante pot să fie foarte utile și pentru prevenție, dar și pentru a fi recomandate persoanelor care se confruntă deja cu diverse afecțiuni. Și pentru că vorbim de bolile autoimune. Am vorbit de bolile autoimune care atacă articulații, de cum ar fi poliartrita reumatoidă. Dar spuneați la începutul dialogului nostru că există boli autoimune care afectează, de exemplu, niște organe sau ne afectează la nivel neurologic. La nivel de sistem nervos sunt boli degenerative din ce în ce mai frecvente. Una care are frecvență în creștere este scleroza multiplă sau leuconevraxita sau mielitele. Iarăși că termenul acesta de sufixul ită semnifică inflamație. Ce înseamnă mielită? Mielită înseamnă inflamația măduvei spinării, da? O distrugere practic la fel ca și în scleroza multiplă a tecii de mielină, teacă de mielină care este la fel cu protecția unui cablu electric. Deci este un înveliș care ajută la transmiterea influxului nervos. Deci e învelișul unui nerv. Da. Dacă acel înveliș este întrerupt, atunci influxul nervos, informația practic, că poate să fie o senzație, da? Deci o senzație de cald, de rece, se transmite printr-un nerv. Mai și un rol esențial în această senzație, ca să o receptăm cum trebuie, este ca teaca de mielină să fie neintegră, să nu aibă niciun fel de afectare. Și dacă este afectată, ce se întâmplă? Nu mai simțim cum trebuie. Deci apar niște... Ne amorțește o mână, un picior... Modificări, sau nu mai simțim deloc. Sau
În mielită, de exemplu, apare o durere foarte puternică, așa numită durere neuropată, o durere care răspunde greu, apare la cel mai mic stimul, la o ușoară atingere și nu răspunde la analgezicele mai ușoare. Trebuie să iei analgezice de treapta a doua, ceva mai puternic. Asta pe partea senzitivă. Dar în scleroza multiplă, dacă sunt afectați neuronii care sunt efectori, deci care fac mișcare, tu nu mai poți să mai miști cum trebuie, nu mai poți să mai mergi, nu mai poți să miști o mână, un picior. Dacă afectează nervii cranieni, nu mai vezi, nu mai auzi cum trebuie, nu mai e control sfincterian, nu mai e echilibru. Sunt oameni care pot să ajungă în cărucior cu rotile dacă e o afectare mai severă. Sunt forme și forme de boală. Și în acest gen de probleme, în momentul în care pacientul începe un tratament cu produse apicole, sunt persoane la care modificările sunt spectaculoase. Nu numai că au mai multă energie, adică starea de oboseală care e caracteristică e îndepărtată, se ameliorează simptomatologia, deci că dispar acele parestezii, furnicături, amorțeli, începe să-și recapete sensibilitatea, îi se îmbunătățește mersul, îi se îmbunătățește vederea, îi se îmbunătățește echilibru, doar că, la fel, e o boală cronică, trebuie controlați toți factorii care contribuie la apariția bolii și tratamentul, chiar și cel alternativ, este de lungă durată. Și acest tratament trebuie urmat sub îndrumarea unui medic specialist în apifitoterapie. Sigur, e de dorit să fie o persoană care să cunoască foarte bine remediile și care să poate să aprecieze dacă sunt, de exemplu, pusee care nu pot fi controlate, îndrumă pacientul la neurolog. Nu ne băgăm să facem niște lucruri care ne depășesc puterile noastre. Întotdeauna avem în minte beneficiul pacientului. Însă, pe termen lung, ca să nu ajungă pacientul să facă tratamente din acestea pentru pusee, care, dacă sunt prea dese, produc neajunsuri, da? Pentru că medicamentele sunt mai puternice, dar acțiunea lor e țintită. Deci, ca să nu ajungem să facem prea des cure cu medicamente, suplimentăm aceste produse apicole și facem niște scheme de tratament pe care le modificăm periodic și în felul acesta pacientul scapă de niște simptome, poate să ajungă chiar să nu mai aibă nevoie de medicamente sau să aibă nevoie de mult mai puține medicamente decât avea înainte. Sau să se recupereze mult mai repede dintr-un puseu. De la caz la caz, dacă surprinzi pacientul mai la început și identifici clar că un anumit factor, o infecție, a stat la baza producerii bolii și tratezi cauzal, atunci pacientul se recuperează mult mai repede și poate chiar să se vindece. Dar noi nu tratăm boli, noi tratăm bolnavi întotdeauna. Și la începutul dialogului nostru spuneați că bolile autoimune putem să le facem și dacă ne confruntăm cu o infecție și organismul nostru nu face față acelei infecții. Și chiar există persoane care au așa o infecție căreia nu reușesc să îi facă față. Adică au febră, nu mare, dar au febră aproape constant, se simt obosiți și nu reușește organismul lor să depășească acea infecție. În situații de genul celei descrise, dintre produsele apicole, pe primul loc ar fi propolisul. Pentru că propolisul are un spectru larg de acțiune antiinfecțios. Adică poate să acționeze dacă este o infecție virală. Da? Dacă avem o gripă, dacă avem o hepatită, asta pe lângă contextul de boală imună. Dacă vrem să controlăm o boală imună, noi dacă știm că pacientul are, de exemplu, infecții urinare recidivante, trebuie să-i tratăm acele infecții. Putem să-i dăm o perioadă mai lungă tratament cu propolis ca să-i oprim acel factor care poate să contribuie la apariția unei recăderi într-o boală.
Și, de exemplu, cum se prescrie propolisul în cazul infecțiilor urinare? Mă refer la cum se administrează, pentru că noi știm clasica tinctură de propolis sau extractul apos de propolis, pe care îl luăm câteva picături în linguriță atunci când suntem răciți sau gripați, sau punem pe o tăietură la bucătărie. Dar pentru infecții urinare? Putem să folosim și tinctura de propolis, pentru că e cea mai comună și o avem la îndemână. Eu recomand să fie administrată pe un aliment, pe o bucățică de pâine, pe un biscuit. Poate fi administrată de asemenea în miere sau într-un cocktail cu celelalte produse apicole, eventual combinată, de ce nu, și cu alte plante. Sau poate fi pusă și într-un lichid, care... eu știu, prescris de după caz, într-un ceai de merișor. Deci propolisul poate să fie util și în cazul infecțiilor urinare, nu numai în cazul infecțiilor căilor respiratorii superioare, cum știam noi clasic. Sigur, și în cazul infecțiilor digestive, dacă avem o candidoză bucală, orofaringeană, sau o afecțiune dentară. Există forme de administrare a propolisului de uz topic. Deci există tablete cu propolis, există soluție de badigeonaj bucal, da, există apă de gură cu propolis, există după aceea creme, există supozitoare, există și ovule cu propolis, așa că în funcție de localizarea acelei infecții sau inflamații, putem folosi propolisul în forma de administrare necesară și dorită. Întrebam în mod special de utilizarea propolisului în cazul infecțiilor urinare, pentru că nu am mai auzit, sinceră să fiu, această recomandare și mai ales că urmează iarna, când știm că foarte multe femei se confruntă cu infecțiile urinare. Și aici v-aș întreba, de ce în această perioadă întâlnim mai des infecții urinare și cum de propolisul este atât de grozav, de este util și în cazul infecțiilor urinare? În primul rând, infecțiile urinare sunt mai frecvente pentru că se face frig și, cum vă ziceam la începutul emisiunii, frigul slăbește rinichii și atunci rinichi, vezică urinară, imediat sunt simptomele și nu întâmplător putem să tratăm aceste simptome supărătoare de nevoie de a te duce la baie frecvent și usturimi prin căldură. Deci baie fierbinte la picioare, baie de șezut, comprese cu apă caldă. Deci căldura este un factor foarte important. Din acest punct de vedere, propolisul e mai bine să fie administrat ca extract alcoolic, tinctură, pentru că și încălzește. Dacă l-am administrat, de exemplu, în miere, poate nu ar fi la fel de eficient într-o infecție urinară. E un bun exemplu de situații în care preferăm administrarea alcoolului, deci extractul propolisului în alcool. Pe când în alte situații, de exemplu, dacă avem o aftă bucală, mai bine administrăm în miere, pentru că e mai plăcut, aderă mai bine la mucoase, da? Sunt diferite. Sau există acel extras apos din propolis, care nu are alcool și nu arde, ca să zic așa, nu ai acea senzație de arsură pe care o ai la o tinctură. Da, și m-ați mai întrebat de ce propolisul. Păi pentru că propolisul, dacă vreți, cu ce să-l comparăm? Să-l comparăm cu un aliment dintr-o zonă care are tradiție, da? Deci propolisul e diferit în funcție de locul de unde provine, pentru că flora este diferită, el, în propolisul european, este recoltat de obicei de pe mugurii de plop, dar există și alte specii pe care albinele le folosesc ca să adune acele substanțe. Și atunci, compoziția propolisului fiind atât de diferită în funcție de locul de unde provine, normal că și substanțele active din compoziția lui o să aibă proprietăți diferite și atunci capacitatea de
acțiune antiinfecțioasă, așa mi-o explic eu, o să fie mult mai mare la propolis, care are o variabilitate mai mare, față de un antibiotic, de exemplu, care are o compoziție constantă. Un antibiotic face ceva clar, precis, țintit pe un anumit germen, dar dacă îl dai de 2-3 ori la rând, microbul capătă rezistență. Dacă începem să-i dăm propolis sau un alt remediu natural, o să vedem că acea bacterie începe din nou să răspundă la antibiotic. De ce? Pentru că nu s-a așteptat. A fost ceva... Am luat-o pe neașteptate, da, prin învăluire. Sigur, și la fel funcționează lucrurile și cu alte categorii de remedii, cum ar fi uleiurile volatile. Dacă ajungem să nu mai răspundem deloc la anumite infecții cu bacterii care tot recidivează, în momentul în care administrăm ori în paralel, ori alternativ doar remedii, dar puternice trebuie să fie remedii naturiste, vedem că pentru o lungă perioadă de timp bacteria respectivă ori este anihilată, ori nu-și mai face de cap. Și să știți că, apropo de lucrul acesta, e o amenințare destul de serioasă în România, rezistența bacteriilor la antibiotice. Și ca să pui pe piață un antibiotic, sunt necesari zeci de ani de studii, de muncă, de cercetare, e o întreagă poveste. Problema este că foarte multă lume ia antibiotice nu la recomandarea medicului, ci așa, după ureche, pentru că au senzația că așa scapă mai repede de o anumită problemă de sănătate, fără să gândească pe termen lung cât de rău își fac, și într-adevăr este aici o problemă de educație pentru sănătate până la urmă. Dar uneori și poate medicii exagerează în a prescrie antibiotice, poate tocmai pentru a-și lua anumite măsuri de siguranță sau... Există, dacă cineva are o boală gravă, se pot da și preventiv, de exemplu după o intervenție chirurgicală. Da, astea sunt... Însă dacă e o persoană sănătoasă, cu rezistență biologică bună, atunci... Nu iei antibiotice la prima răceală. Da, dacă nu ai motive clare, adică dacă e un guturai, adică starea aceea, toată lumea știe, da. Dacă nu sunt secreții așa purulente, să fie clar că deja e ceva bacterian, că anumite lucruri se văd și din analize. Dacă nu sunt semne clare că e infecție bacteriană, trebuie să meargă la medic ca să fie clar despre ce e vorba, adică nu ia singur tratament, atunci nu e nevoie de antibiotic. Da? Și aici educația trebuie să fie pe primul loc. Și medicii asta fac, le explică pacienților, dar uneori e presiune foarte mare, pentru că pacientul are impresia că o să-și vindece, de exemplu, tusea cu un antibiotic. Da? Dacă tușește, are o tuse cronică, care poate să aibă cu totul alt mecanism, poate să fie un mecanism alergic și să nu fie infecțios, că antibioticul nu este antitusiv. Da? Pe când asta e un remediu natural, poate să aibă niște acțiuni în funcție de cum gândești să-l dai. Asta este diferența. Deci, dacă cunoști foarte bine remediile cu care lucrezi, poți să le asociezi în diferite combinații și atunci, chiar dacă îți vine cineva care este atipic și nu se încadrează la nimic, dacă știi cum să-l judeci, atunci poți să îl ajuți foarte mult. Înțeleg că există pacienți care pun o presiune mult prea mare pe medic și atunci unii medici mai cedează și mai prescriu antibiotice. Dar în mod normal ar trebui să prescrie alte remedii dacă nu este cazul neapărat de antibiotic. Sigur, ar fi mai bine să se consume, dacă tot există o predispoziție la infecții, un cocktail de produse apicole. E un exemplu. Deși colegii medici de multe ori, din păcate,
iau în râs potențialul acestor remedii. Vă spun, este extraordinar. Am avut pacienți copii care tot răceau, tot luau și tratament antialergic prescris de specialist și părinții nu știau ce să mai facă pentru că problemele continuau. În momentul în care s-au introdus produsele apicole, s-a oprit totul, deci au mai rămas așa, în 10%. Corpul este mult mai rezistent și și-a recăpătat forța, vigoarea și atunci poate să facă față mult mai bine tuturor afecțiunilor. Dar condiția ar fi să continui cu o alimentație sănătoasă și cu o viață mai puțin stresantă. Da, și ca să încheiem așa într-o notă frumoasă, produsele apicole sunt alimente de viață lungă. Deci numai cei care le consumă alea lung pot să-și dea seama, comparând cu persoane de aceeași vârstă, pe mine mi se petrece frecvent lucrul acesta, să-mi dau seama cât de multe beneficii sunt. Deci alimente care contribuie la longevitate. Deci chiar dacă nu ai nicio problemă, chiar dacă ești sănătos, totuși ca să te întreții, cele mai bune lucruri care poți să le faci sunt să consumi produse apicole, să fii echilibrat, să consumi plante, produse naturale. Și până la urmă, așa cum bine spuneați, este vorba și de cum te menții tu și de cum arăți. Pentru că de foarte multe ori vezi persoane de aceeași vârstă și până la urmă înțelegi foarte clar după cum arată, care este viața pe care au dus-o și ceea ce au mâncat persoanele respective. Nu degeaba se spune că suntem ceea ce mâncăm. Da, deci dacă acum mai mult timp se spunea că noi venim cu un bagaj genetic, cum spun chinezii, cerul anterior, deci moștenirea. Acum se vorbește din ce în ce mai mult de epigenetică, deci modul în care alimentația, felul în care trăim, ne modifică acea predispoziție, în sensul că noi putem să ne îmbolnăvim mai ușor, indiferent, chiar dacă moștenirea genetică este bună, sau putem să nu ajungem să ne îmbolnăvim, chiar venind cu niște slăbiciuni genetice, dacă alimentația este corectă, dacă stilul de viață este corect, dacă ne punem niște scopuri bune și frumoase în viață și nu ne împiedicăm de toate micile probleme din viața de zi cu zi. Da, chiar dacă bunicii noștri au fost sănătoși, părinții noștri au fost sănătoși și noi ne-am născut sănătoși și puternici, putem să nu mai fim sănătoși și puternici dacă facem excese și mâncăm aiurea. Să știți că marea problemă, într-adevăr, e excesul alimentar. Mai degrabă ne face problemă excesul decât lipsa. Deci mai bine ne abținem de la a mânca prea mult din alimente care sunt foarte bogate caloric și mai bine lăsăm loc pentru o linguriță de miere, o linguriță de polen, o linguriță de lăptușor de matcă. Da, și într-adevăr, constați cu surprindere că aspectul general al strânsii s-a schimbat. Te uiți pe stradă și vezi foarte multe persoane supraponderale. Acum câțiva ani nu era așa. Da, din fericire în România nu e chiar așa cum este în vest, unde alimentația nesănătoasă și mâncatul acesta rapid a unor alimente care sunt nesănătoase, bogate caloric, a dus la ceea ce vedem. E foarte bine să existe cumpătare în toate. Cumpătare în alimentație, cumpătare în emoții, să nu fie nimica prea mult. Și să facem alegeri sănătoase. Sigur. Noi vă mulțumim tare mult și am învățat o mulțime de lucruri din acest dialog. Mulțumesc și eu pentru invitație.